Bună ziua, bun găsit! Astăzi Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit 96 de ani. În urmă cu 25 de ani, în 26 ianuarie 1989, poporul român era obligat să asiste și să contribuie la omagierea celui care era supranumit geniu al Carpaților, și asta în pofida lipsurilor de tot felul, de la alimente și căldură până la libertățile fundamentale, lipsuri care aproape îngenunchiaseră poporul român. Iată că, în mod paradoxal, în 2014, Nicolae Ceaușescu este reevaluat ca un personaj mai degrabă pozitiv în istoria românilor. Să urmărim un prim sondaj pe această temă. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău, pare să fie concluzia sondajului Barometrul Adevărul despre România, realizat de INSCOP. La aproape un sfert de secol de la Revoluție, Nicolae Ceaușescu este considerat un personaj politic cu un rol pozitiv în istoria României de 47,5% dintre români. 46,9% îl etichetează drept un personaj politic negativ, iar 5,6% au afirmat că nu știu sau nu au răspuns. Ce a făcut și rele, dar... Ce a făcut lumea? A făcut ai noștri, a făcut lumea, n-a făcut el. Ce a făcut el? De asta vorbești prostii cu democrație. Ce asta e democrație, domnule? Mai vorbești prostii, domnule. Vorbești liber, domnule. Păi ce atunci nu vorbea liber? Nu vorbeai. Păi ședință de partidă. De ce n-ai vorbit până acum? Vorbeam, domnule. Vorbește acum? După ce este treabă de aici. Tinerii sunt ceva mai precauți în aprecierea lui Nicolae Ceaușescu drept un personaj pozitiv. De asemenea, persoanele cu studii medii și primare îl văd pe fostul dictator semnificativ mai bun decât cele cu studii superioare. În ceea ce privește influența Elenei Ceaușescu asupra istoriei României, aceasta este percepută negativ de către 80,2% dintre respondenți, în timp ce 12,1% dintre români o consideră un personaj cu influență pozitivă, iar 7,7% nu știu sau nu au răspuns în acest caz. Singura lui greșeală a fost că a băgat muierea, domn. Muierea trebuie să-și adă în cratiță, domn, nu la conducere de partide. Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul în perioada 7-14 noiembrie 2013. Volumul eșantionului a fost de 1055 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de 3% la un grad de încredere de 95%, eșantionul fiind de tip multistratificat probabilistic. Așadar, conform acestor sondaje, numărul celor care suspină după Nicolae Ceaușescu crește de la an la an. Care sunt motivele acestei evoluții? Cum de s-a trecut de la ura din 1989 la nostalgie? Cum va rămâne Nicolae Ceaușescu în istorie? Sunt câteva din întrebările acestei ediții. Alături de mine se află domnul Radu Filipescu, unul din puținii care au avut curaj să se opună regimului comunist. A făcut pușcărie între 83 și 86, condamnat pentru, citesc, propagandă împotriva orânduirii socialiste. Domnul profesor universitar Mircea Oprean, ginerele soților Ceaușescu, cel care împreună cu Valentin Ceaușescu administrează activ posteritatea soților Ceaușescu. Domnul profesor universitar Adrian Cioroianu, decan al Facultății de Istorie a Universității București și fost ministru al Afacerilor Externe, și domnul Adrian Muraru, președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnule Cioroianu, sociologii au găsit o explicație pentru această evoluție pozitivă a lui Nicolae Ceaușescu în sondaje, comunism rezidual. Ce părere are istoricul? Sincer, nu cred că e vorba de o creștere în acești ultimi ani. Mai curând piere acea încrâncenare la fel de falsă ca și iubirea dinainte. Cum bine spuneați, toate acele formule geniu Carpaților sau ce se numea atunci, cum se numea, erau false, nimeni nu credea în ele. După Revoluție, de la plus s-a trecut la minus, cu o încrâncenare teribilă, l-acuzam de faptul că bea sângele copiilor, că se încarcă cu energie pe vârful omului și toate poveștile, că își arde costumele în fiecare zi, toate erau niște bazaconici, niște închipuiri. Acum, într-un fel, se revine la o situație, aș spune eu, normală, în care o categorie de oameni apropiați de pensie sau chiar pensionari de mult, își aduc pur și simplu aminte că atunci trăiau mai bine, ceea ce nu putem contrazice, și a spune că sondajul nu este despre Nicolae Ceaușescu. Din păcate, sondajul e despre ziua de astăzi și despre frustrările multor oameni în ziua de azi, și ei se răzbună spunând că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine. Dar sondajul nu este despre Nicolae Ceaușescu. Domnule Oprean, sunteți de acord cu rezultatele acestui sondaj? Din punctul dumneavoastră de vedere, Nicolae Ceaușescu este un personaj pozitiv al istoriei? Domnul Voicu, pentru început trebuie să vă pun o întrebare, pentru că ați făcut o afirmație foarte gravă în introducerea dumneavoastră.
a spus că înainte de 89 românii au fost privați de drepturile fundamentale. Puteți să precizați care au fost acelea? Păi aș începe de la lipsa alimentelor, a căldurii. A spus drepturile fundamentale. Cenzură. Mi se pare că ține de un drept fundamental. Mi se pare un drept fundamental. Sigur, și dreptul la muncă. Așa-l consider. Sunt drepturile fundamentale. Deci, nu știu, e o afirmație foarte gravă pe care o face și nu e acoperită. Libertatea de opinie, domnul Opran. E altceva. Păi cum? Cel e un drept fundamental. Nu, știți, cel e un drept fundamental. Așa cum a spus, ne raportăm la ziua de astăzi. Păi, domnul Opran. Astăzi, dacă putem să ne urcăm în copac și să facem. Aveți în fața dumneavoastră un om, domnul Opran, care a încercat să-și exprime un drept fundamental. Libertatea este un drept fundamental. Domnul Radu Filipescu, care a făcut pușcărie pentru exercitarea acestui drept. N-aș vrea să devin avocatul domnului Voicu. Mă scuzați, domnule Opran, dar vreau să vă spun că există o lege în România care a condamnat oficial, vorbesc de o lege, nu despre un discurs, este vorba de legea de înființare votată de Parlamentul României, în preambulul căreia se vorbește foarte clar despre această dictatură. Ori ceea ce face această instituție, CNSAS-ul, este să dovedească în fiecare zi, prin deciziile pe care le dă, că instituțiile pe care, care au existat în timpul acestei dictaturi, prin metodele pe care le-au administrat, au urmărit tocmai îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Există rapoarte publice pe internet. Este o lege. Și poate să fie lege. Legea au făcut-o niște oameni. Dar îl întrebați pe domnul Voicu pe ce se bazează. Eu vreau să vă spun că există inclusiv o lege în acest Eu cred că a greșit făcând această afirmație. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Am să vă citesc din manifestul pe care domnul Radu Filipescu le lansa. În 83, români veniți să demonstrați nemulțumirea față de conducerea lui Ceaușescu, duminică 30 ianuarie, între orele 15 și 19, în piața Palatului. Veniți să scăpăm de năpastă, semnat strada. Pentru acest manifest, domnul Filipescu a fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Deci, încă o dată, era o atitudine care nu corespundea legilor de atunci. Și asta păi, aveți dreptate. Legile de atunci erau în sprijinul, erau un mecanism antidemocratic. Total antidemocratic. Nicolae Ceaușescu s-a sprijinit și a întărit acest mecanism. Nu cred că după experiența ultimilor 25 de ani în care s-au schimbat atâția președinți, credeți că Nicolae Ceaușescu ar fi fost ales democratic având un opozant până în 89? Deci, mecanismul Partidului Comunist de a-și păstra puterea, el a funcționat la Stalin, a funcționat la toți, funcționează în Coreea acum, în Coreea de Nord, și dacă noi am fi cumva liber să gândim, ar trebui să iarăși, să termin. Dacă permite să termin. Dar dacă permite să termin. Nu, deci, termin și după vorbiți dumneavoastră, da? Reproșul meu față de acest sondaj este că este foarte general. Și într-adevăr, pe undeva Ceaușescu a funcționat într-o perioadă de cenzură și dumneavoastră, de exemplu, acum v-ați mirat că au existat deținuți politici. Vă mai spun încă ceva. Nu au fost îngrădite libertățile. Dacă cineva care în 87 încearcă să facă un referendum, deci nu protest împotriva lui Ceaușescu, referendum în care să alegi, ești din nou arestat și ești bătut violent. Eu am și după să vă dau două exemple. Două exemple, da? Și care vă vor răspunde acestor nedumerite. Adrian Marino, Paul Goma. Deci erau studenți la Iași în 46, membri ai Partidului Țărănesc. Au fost arestați, au fost duși în închisoare, au fost în domiciliu forțat în Bărăgan. Ce vreți, o mai mare nedreptate și o monstruozitate? Ce vreți? Așa a funcționat sistemul. Dar nu le luați grămadă după 44 până în 89. Deci socrul meu a fost șef din 65. Deci luați atunci. Am să mai dau un exemplu din istorie. Temistocle, care i-a bătut pe perș la Salamina, când s-a votat democratic, că spuneți dumneavoastră dacă într-un vot democratic, idealizați. Dacă într-un vot democratic, el a fost exilat, a fost ostracizat. Dar nu confundați epocile istorice. Când s-au studiat aceste tablițe de lut, s-au văzut că au fost scrise de aceeași mână.
Deci voturile au fost furate. Nu confundați epocile istorice. Voturile se furau din antichitate, corect, nu de acum. Dar aia nu înseamnă... Dar exact... cum am ajuns noi de la Ceaușescu la, nu, la fiindcă, Salamina? Nu, pentru că a spus domnul Filipescu de democrație și pe... Nu, nu, haideți să vă spun, paradoxal, unde are dreptate domnul Opran, e în faptul că Nicolae Ceaușescu nu a fost creatorul acestui sistem, ci a fost un produs al sistemului. Legile care îl condamnau pe Radu Filipescu nu erau date de Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu a fost produsul acestui sistem, care începuse cu Ana Paucăr, începuse cu Gheorghiu Dej, începuse cu Stalin. Evident că Nicolae Ceaușescu strânge toate aceste atacuri în mod normal, pentru că el era exponentul unui sistem care nu permitea democrația sau libertățile, să nu vorbim de democrație în termeni abstracți. Nicolae Ceaușescu era cel care conducea, cel care conduce totdeauna plătește, chiar nu, dacă nu el făcea legile. Eu aș completa. Legile erau foarte severe, da? Dar în plus, pe lângă legi, erau abuzuri ale securității foarte, foarte repetate și care oamenii le-au simțit ca o amenințare. Și o amenințare nu știi cât e de adevărată. Cineva te terorizează. Tu nu știi ce se va întâmpla dacă tu faci ceva ce s-a întâmplat. Dar avem dovada. Avem dovada în momentul în care lumea a fost în decembrie la Timișoara nemulțumită și a protestat, au fost împușcați oamenii și... Sau la Brașov în 87. Stai să termin. Și încă ceva. Știți ce mi se pare foarte grav? Că am văzut acum pe un alt post niște secvențe. Mi se pare, cum să zic, un act criminal. Nu fapt, nu, și faptul că au fost omorât. Dar să li se ardă cadavrele și să se ascunde ca un criminal, mi se pare că e un fapt la care nu poți să ai o scuză. Nu poți să ai o scuză. Deci putem cu argumentul Timișoara. Nu sunt de acord. Este altceva. Da? Sunt de acord cu dumneavoastră în ce privesc afirmațiile despre securitate. Și sunt într-unul de acord că așa a fost. Și am să vă dau un exemplu concret. Securitatea a vrut să o omoare pe Doina Cornea. Deci a vrut să o omoare. Și socrul meu le-a spus, nu vă atingeți de ea. Totuși, o supravegheați, la intrare trage... cine vine, nu vă atingeți de ea. Deci a fost de la se trage la Timișoara a fost dat de Nicolae Ceaușescu. Nu este adevărat. La Timișoara a fost... au fost serviciile străine, eu am domnul oameni Opran, și dovezi, oameni care au venit cu forță umană. A fost publicată stenograma Comitetului Politic Executiv din 17 așa, decembrie, așa, în care Nicolae Ceaușescu propune membrilor Comitetului Politic Executiv să se deschidă focul împotriva manifestanților. Dar nu erau manifestanți. Nu erau manifestanți, în primul rând. Domnul Opran, deci, dumneavoastră... Domnul Filipescu a spus de cei care au fost incinerați. Eu am cunoștințe într-o zonă a ezotericului și nu mai ieșim. Cei incinerați nu au fost revendicați de nimeni. Deci erau oameni care au intrat pe teritoriul țării și au făcut diversiune. Au făcut diversiune. Nu știu ce. Alții au fost împușcați din spate. Okay. Nu erau arse armate. Ce explicație găsiți pentru faptul că au fost arse? Dar în afară de faptul unui criminal care își ascunde... E o greșeală. Să ajungem în alt punct. Nicolae Ceaușescu, pentru că sunt și nu sunt de acord cu ceea ce spunea Adrian Cioroianu, ajunge totuși la putere în 1965, într-un moment în care regimul este stabilizat, în care fuseseră eliberați între 1962 și 1964 peste 15.000 de deținuți politici din închisori. Deci nu mai putem vorbi despre un moment de extremă tensiune, să spunem momentul în care ajunge Dej la putere sau momentul în care preia Stalin după moartea lui Lenin. El ajunge într-un moment în care regimul este stabilizat. Care este argumentul pentru care în 1966 emite un decret criminal care a dus la moartea sau la pierderea vieții prin chinuri groaznice a peste 10.000 de femei? Vorbim aici și de decretul care interzice avortul. Nu, iertați-mă, domnul. Lăsați-mă cu poate. Domnul Murar, încurcăm lucrurile. N-are rost să... Ăla n-a fost un decret luați-l pe papă, judecat pe papă, din perspectiva... Da, nu, acolo sunt alte logici. Noi vorbim despre o lege care produce drame și moarte. Nu e cel mai bun argument ăsta, domnule Murar. Eu asta cred. Populația României era în scădere. Recensământul, recensământul din martie 66 arăta că populația îmbătrânește. Un dictator face ce vrea într-o țară.
După logica sistemului, Ceaușescu a acționat, paradoxal, dar a acționat în logica sistemului. Avea nevoie de muncitori, avea nevoie de armată. Ce ați fi făcut? Ați fi dat liber la avort? Nu știu, nu-mi doresc să fiu dictator. Vă propun să mergem, într-un liceu. Lasă că a fost Să știți că pentru asta culmea a fost felicitat la nivel, cât ar părea de paradoxal, a fost felicitat la nivel internațional. Erau instanța numită Institutul Mondial de Demografie, a făcut un congres la București, l-au felicitat că a rezolvat problema demografică a României. Nu cred că și femeile care erau obligate în întreprindere să meargă la control. Nu, stați puțin, aici, iarăși, păi, dacă nu e așa, domnul Voicu, dacă nu e așa, domnule Voicu, stați puțin că amestecăm 20 de ani de istorie. Decretul e din 66. Vă spun ca unul care s-a născut în 67. Nu, mă refer la controlul ginecologic. Controlul e în ultimii ani 80. Nu, mi se pare că ține de demnitatea femeii. Ba da, fără îndoială, nu vorb. Controlul era operație și măsura în sine, dar controlul e în ultimii ani 80, când părerea mea e că Ceaușescu decolase de mult de pe suprafața terei. El nu mai judeca la rece. Să fiți în judecată, domnule. Mergem la liceul Caragiale, o să vedem cum îl judecă pe Nicolae Ceaușescu elevii de liceu. Care mai știu? Poporul român a fost întotdeauna libertate. Încătușată comunism a fost dus de nați ca la carte. Steagul sus ne-am apărat, neamul parte în parte, luptând, căzând la datorie, pentru ce, frate? Atunci o duceai mai bine în sensul securității de pe stradă. Că nu erau atâtea pericole, nu se întâmplau atâtea lucruri rele. Nu era siguranță, că era o presiune la ceva, un nivel superior. Da, îi ținea... Siguranță care deja devenea... Adică vecinul nu putea să-ți dea în cap să-ți ia ce aveai prin poșetă, din două motive, că nu aveai nimic. Și pentru că probabil că l-aș fi luat și pe el, nu știu, niște oameni în uniformă. În instituțiile publice, dacă ziceau că o să facă reabilitări asupra drumurilor, că este un subiect foarte interesant, la noi chiar le făceau aici. Dacă trebuie să le facem în 2 ani, într-un an și jumătate, erau gata. Planul 5 ani, 4 ani și jumătate. De ce să facem în 5 ani, că putem să facem mai repede? Da. Toată lumea susține că a fost o perioadă de foamete, că a fost o perioadă cenușie. Asta a fost pe sfârșitul regimului. El a construit toate lucrurile de care beneficiem astăzi pe... poporului. Cred că poporul român suferea de o îngrădire drastică a libertății individuale. Bine, eu de exemplu tot timpul mă aud bunicii că spun că era mai bine atunci, că toată lumea avea servici, avea o sursă de venit. Da, lamentatorii ăștia, sau cum să-i zic eu, nostalgicii comuniști sunt o specie aparte. Statul controla aproape totul, de fapt tot, nu aproape. Erai numit un dușman al poporului și dacă țineai legătura cu o persoană din afara țării. Deci credem de acord că nu era foarte ok. Era pe groaznic. Elevii de la liceul Caragiale, am aici manualul de clasa a 8-a. Sunt câteva rânduri despre Nicolae Ceaușescu, îl vedeți aici în chiar. Se spune despre Nicolae Ceaușescu că a devenit la 47 de ani liderul PCR, a instaurat treptat pe urmele predecesorului său un regim comunist cu puternice accente naționaliste și treptat a instaurat un dezmățat cult al personalității. Cam atât se spune despre Nicolae Ceaușescu. Elevii sunt rugați și să comenteze câteva din realizările regimului, metroul, Transbăgărășanul și canalul, și o să vă întreb, domnule Cioreanu, dacă un astfel de manual de istorie este menit să enumere sec faptele sau se imită și o judecată de valoare? Nu, morală. Să știți, oricât ar părea de surprinzător, nici ura și nici nostalgia nu și-au loc în istorie. Manualul e bun pentru o oră pe săptămână cât au elevii noștri. Problema noastră e să discutăm de ce fac atâta de puțină istorie în școală. Altfel, manualul e foarte bun. Ce ați citit dumneavoastră acolo pentru un profesor care are o oră pe săptămână și într-un trimestru trebuie să le predea tot manualul ăsta, e strict necesar. Acum... copiii mai pot citi și acasă, nu trebuie să fie o poveste în manual. Depinde de profesori, sunt mai multe aspecte. E corect să trecem canalul la realizări? Păi nu, nu, acolo sunt teme în care li se cere să discute. Da, știți realizări. Că în momentul în care s-a inaugurat canalul în 1984, după ce fusese în 53 închis, Sudoice Zeitung spunea că este cea mai aberantă construcție de la turnul Babel până astăzi. Deci, vedeți că opiniile sunt totuși diferite, însă dacă pui un elev în fața televizorului și vezi cum se chinuie administratorii români de astăzi să construiască 3-4 stații ale metroului bucureștean, s-ar putea ca această comparație să ne fie total de favorabilă. Ce spune Sudoice Zeitung acum, când s-a făcut legătura Dunăre-Main-Rin? Ce mai spune acum?
Nu știu, luați-o și dumneavoastră ca o afirmație. Deci, încă o dată, canalul nu l-a făcut Ceaușescu și a fost foarte bun. Între noi fie vorba, canalul Dunăre-Marea Neagră e o lucrare importantă, dar n-a făcut-o Ceaușescu cu mâna lui. Se întâmplă că noi inventăm roata totdeauna. Dom'le, dacă noi asta ca istorie știți. Dom'le, trebuie să te ridici deasupra ca să vezi răspândirea în teren. Franco. Iar vă întorceți la istoria Franco, antică și eu nu sunt specialist. Domnule, sunt concludente. Franco. Uite, ce se vede domnule Opran, ce se vede în spatele lui Radu Filipescu la... Da. Sau în spatele meu acum este nava Lancia, da. S-a chemat, cu care Ceaușescu a tăiat panglica. Deci Franco, vă rog. În urma câștigării războiului civil, toți comuniștii din brigăzile internaționale au fost arestați, închiși și au lucrat la monumentul Valle Los Caídos, care astăzi este monumentul reconcilierii naționale a Spaniei. Acolo, pe boltă, scrie așa: au murit pentru Spania și pentru Dumnezeu. Domnul Oprean, deci, o întrebare personală. Deci, și franchiștii și ceilalți. Nu, dar nu personal. E al că da. Nimeni de stânga nu se duce acolo. Nu e adevărat. Nu, acum este monumentul reconcilierii. În 58, când s-a inaugurat, toți comuniștii care au mai fost în viață, l-ați vizitat de mai multe ori. Păi și atunci ați văzut pe cineva de stânga acolo? Nu se duce nimeni. Eu mă uit mai în dreapta, nu în stânga. Deci, domnul Oprean, în anii 80... Și, numai o secundă. Spuneți-mi dacă în anii 80, iertați-mă, vreau să revin la Ceaușescu, nu la Fran. Da, aici revin. În anii 80, dumneavoastră aveați cartelă pentru alimente? Aveți aceleași lipsuri în ceea ce privește căldura, energia electrică? Erați un cetățean obișnuit? Nici nu existau cartele atunci, domnule Voicu. Cum erau cartele, domnule Oprean? În 80. În anii 80 nu existau cartele. Nu eram un sărac cu ziua. Nu eram un sărac cu ziua în 80. Incredibil. Nu, domnule, în 1980. În 84, să zicem. În anii 80. În 84 a fost anul, iarna grea, 84-85. Da, corect. Când atunci s-au impus restricții și care au fost determinate de faptul că... Domnule Oprean, uite, vă spun eu, care eram un copil, stăteam la coadă la ulei, vai de capul nostru. Haideți să revenim la sondaj. Uitați-vă. A trecut o generație. 25 de ani. Dar nu este relevant ce spuneți cu sondajul. Numai puțin vă spun. Ion Antonescu este criminal de război, condamnat. Și regele Mihai nu e. Da, așa este. Nu. Deci așa este. Acum au luat el e șeful statului. El e șeful statului și el nu e. Numai Ion Antonescu. Haideți să vă spun. Ion Antonescu este considerat... În contextul de judecate la Antonescu era Alexandra Sidorovici și Walter Roman. Da? Ăștia erau reprezentanți de poporul. Nu, greșit. Alexandra Sidorovici a fost... Walter Roman nu era. Alexandra Sidorovici a fost acuzator public. Nu a fost... Domnule Filipescu, iertați-mă, domnule Filipescu, ce n-am înțeles niciodată la dumneavoastră? Admir această tărie de caracter și puterea de a ierta pe cei care vă băga la pușcărie și așa mai departe. Dar acum, privind retrospectiv și având în față aceste sondaje, nu credeți că capacitatea dumneavoastră de a ierta produce și astfel de efecte? Nu credeți că dacă i-ați fi sancționat în instanță pe cei care v-au făcut rău, ar fi avut în față tabloul răului, oamenii care au acționat abuziv? Nu, cred că răspunderea principală e la nivelul conducătorilor. Deci, Nicolae Ceaușescu, acum ia... Domnul Moraru aduce în instanță foștii torționari. Să termin ideea. Elena Ceaușescu e oarecare confuzie în sondaj. Dacă Elena Ceaușescu avea 80%, dar de multe ori ei par ca o pereche, adică ei în pereche fac mai puțin. Pentru că de multe ori Elena Ceaușescu era cea care îi confirma lui Nicolae ce să facă. Ei în pereche stau mai prost decât Ceaușescu separat. Deci, sunt văzut mai rău, vrei să spui. Împreună. Da, cum să nu împreună? Da. Pentru că ei au condus împreună. Păi, sau în orice caz, răspunderea lui. El nu poate să fie... să fie eludat de responsabilitate pe ideea că ea a făcut. Pentru corect, că ea era partenera lui de viață. Și a fost promovată dar de el. Față de acest sondaj, eu am niște rețineri. În ce sens? Ar fi putut să fie mult mai concret. De exemplu, dacă întreb pe cineva, ai prefera să trăiești în comunism sau în capitalism? Ar fi altul răspuns. Una e când zici, da, în o imagine din trecut. Această întrebare? Cât știu ce e capitalismul? Da, asta vreau să spun. Nu știu cât e comunismul. Dacă, domnul Oprean, eu sunt sigur că dumneavoastră trăiești mai bine acum decât în comunism. Nu. Trăia mai bine atunci. Și nu eram cu Zoia. Deci știm sigur. Domnule, eu eram student. Nu v-am văzut niciodată la televizor, de-aia mă mir. Nu v-am văzut, n-am apucat să discutăm niciodată la televizor. Era monopolul socrului dumneavoastră televiziunea. Domnul Filipescu, sunt de acord cu dumneavoastră.
ca șef al statului, poate că putea să facă chestia asta. Eu, ca student, aveam bursă, din bursă aveam achitate masa și cazarea, plus 30 de lei de buzunar, având în vedere că 25 de bani costa biletul la tramvai. Săptămânal, toată lenjeria de cămăși, pijamale, o puneam pachet, o duceam la administrație, o spălau la nufărul, ne-o aduceau înapoi călcată. Aveam bilete în tabără, nicio problemă. Nu mai spun curățenie în cămin. Asta, așa am trăit noi. Iar la cantină, șnițelui era cât fasulea de ce mare. Ce an ați fost student, domnul Vrea? Între 67 și 72. Iarăși... 72. Deci, iar eu mă dacă am trăit bine. Am trăit bine. Radu. Dar nu trebuie să luați numai 2 ani, 3 ani. Stimați domn, domnul Vrea. Și la pensie, se iau toți. Nu vi se pare totuși că reducem totul la dimensiunea șnițelului? De acord. Asta era drama. Eu recunosc că un student de astăzi e mult mai strâmtorat decât unul de atunci. Eu am început facultatea pe vremea lui Ceaușescu și am terminat-o pe vremea fără Ceaușescu. Sunt oameni care trăiesc mai greu acum decât mult atunci, dar nu la asta se reduce viața totuși. Sigur că da. Haide să punem lucrurile la... Nu poți să dai omului o jumătate de șnițel și să-i ceri libertatea în schimb. Nu, asta nu era atunci. Da, uite, Adrian Ciurănu poate trăia mai bine, dar n-ar fi avut niciodată colegi, șansa să mergă la doctorat colegi, profesor, în Canada. Deci în 72, 74, 76, care mergeau la bancă, schimbau bani și plecau în excursie în străinătate. Fără nicio restricție. Domnul profesor, nu plecai din țară chiar așa. Domnul profesor, ascultați-mă ce vă spun. Domnul Opra, nu puteai să ieși din țară. Credeți că eu vorbesc prostii? Nu. Am trăit în aceeași România. Nu, domnule, dar dumneavoastră vorbiți de după 80, când au fost alte restricții, alte condiții. Mă rog, ascultați-mă, okay, ce vă spun. Deci, spune, eu vă aduc martor, dacă vezi că trăiesc. Și vă aduc să vadă, vedeți pașaportul, dar ștampilat, ca să vedeți și după 80, oameni funcționari. Și după 80 era același personaj în fruntea statului acum? Nu, după 80 au fost alte lucruri. Au fost, în sfârșit, dacă vă dau un exemplu. Caierul, în cadrul Caierului, da? România beneficia de 10 ori mai puțin pe cap de locuitori în schimburile cu Rusia, Uniunea Sovietică. Adică pentru... a fost sabotat. A fost sabotat. Deci tot timpul noi puteam să cumpărăm doar din Occident pe valută forte sau pe mâncare. De la ruși la fel. Lăsați că sabotajul ăsta... Noi n-am vrut... Adică noi ne-am depărtat de Caier din anii 60. N-am vrut noi să fim moți. Dar nu acolo. Ne-am... Domnul, noi vedem consecința. Nu ne-am depărtat. Am fost obligați, dar am avut cale. Da. Bun, eu vă propun să facem vizita rituală la Scornicești acum. Să revenim la temă, după care revenim în studio. La 24 de ani de la moartea sa, amintirea fostului dictator este vie la Scornicești, în special prin casa părintească păstrată în stare bună de Emil Bărbulescu, nepotul lui Ceaușescu. Chiar dacă nu este în permanență deschisă, locuința în care a crescut Nicolae Ceaușescu poate fi văzută de curioși. Localnicii își amintesc că Ceaușescu venea de câteva ori pe an la casa părintească, unde se întâlnea cu rudele. Îi plăcea să vie la casa părintească, îi plăcea să stea... Aceea stătea un balcon, avea, cum să spun, doleanțe să mănânce pâine în țes cu dovlea copt. În Scornicești încă mai sunt oameni care au copilărit cu Nicolae Ceaușescu. Nea Nicolae are și acum vii în minte povești trăite cu fostul dictator. El intrase, mi se pare că era cu UTM-ul, cum zice atunci, și venea acasă și la părinți. A fost cu steaua, cu sorcova. Și zice, când înainte, puneam în stea, puneam pe Maica Domnului Înger pe colțuri. Și după când s-a schimbat, s-a luat Partidul Comunist, am pus pe stema Republicii, am pus acolo și zice, ia mă să vedem ce va vedeți voi acolo. Zice, bravo mă, cine v-a învățat? Păi noi de la școală, zic. Generațiile tinere încearcă însă să uite trecutul. Nu există o stradă care să poarte numele Nicolae Ceaușescu. Vreun obiectiv? Într-o școală? Ceva? Nu. Până în acest moment, nu. Nu am considerat necesar de a da denumirea fostului președinte. Un material realizat de colegii de la TVR Craiova și o să ne întoarcem la Scornicești. În acest moment, casa în care s-a născut Nicolae Ceaușescu este administrată de mai mulți moștenitori, printre care și dumneavoastră. Revenind la anii 80, în special pe final, v-aș întreba dacă Nicolae Ceaușescu știa de toate lipsurile pe care le avea de îndurat poporul român și dacă vedea la televizor ce se întâmplă, aceste spectacole omagiale care nu se mai terminau, de pe stadion până pe televizor. Știa? Era de acord? Știți, statistic știa.
Știți, Moisil spunea că poți să stai cu o mână, să nu spun cu altceva, pe plită și cu cealaltă mână pe gheață, în medie ești bine. Deci el știa statistică, există fondul de marfă pentru populație. Că era distribuit altfel, nu. Știa că sunt cozi, știa că bucureștean avea drept un 88 la 200 de grame de salam și atât. Nu știu dacă știa chiar asta în amănunt. Vreau să vă spun însă că mereu îl faceți dictator și la fel și domnul Cioreanu. Eram în familie. Discutam probleme și îi aduceam la cunoștință lucruri pe care el nu le știa. Și spunea, mâine am să pun în discuția Comitetului Politic sau Consiliului de Stat problema asta. Păi vreau să vă spun, dacă era un dictator, cel durea gura să ne spună nouă în familie, în cercul ăla, mâine am să-l dau afară, mâine am să fac cutare. Păi de ce nu facem? Cum l-ați numit dumneavoastră? Dar încă o dată, eu v-am relatat, n-a să trageți concluzia, v-am relatat un comportament. Deci nu putea să spună mâine îl dau afară pe ăla sau îl bag pe ăla. Dar dacă îi spuneați, mai e unul în București, Radu Filipescu, care pune niște scrisori în cutiile postale. Nici nu știam. Ce făceați? De ce n-ați venit să-mi spuneți? Nu. Ce bine că n-ați știut că poate. Știți de ce nu știați? Pentru că așa funcționa sistemul și Ceaușescu încuraja acest sistem. Stați, nu întrerupeți, da? Vă rog. Nu, că, nu întrerupeți. Suntem în sprijinul dumneavoastră. Nu, uite, nu întrerupeți, așteptați și da, după bine, ce termin. Bine. Da? Nu spuneți că nu se știa de 30 de deținuți politici, da? În perioada în care am fost eu, la Aiud, erau... Gheorghe Mușat, Iulius Filip. Deci eram 30 din toate părțile țării, da? După aia, după protestul de la Brașov, au început anchete foarte violente. Dar violente, greu de exprimat. Cu sute de oameni de la Brașov. Da. Deci a fost ceva deja repetat. Da? Și acesta vreau să zic că noi am simțit că amenințarea va fi clară că Ceaușescu nu cedează puterea. Aveți vreun semn că Ceaușescu ar fi acceptat deci, să cedeze puterea? Nu. În favoarea lui Ceaușescu, modul în care s-a comportat și el și regimul au fost logice în sensul în care la Timișoara se va trage în lume. Nu a fost o surpriză. Ca să răspund nu avem alte alternative. Spuneți-mi mie, care șef într-o instituție, oricât de mare ar fi ea, renunță la putere? Nu. Cum să nu, domnule? Cum să nu? Nu le obligă legea, dar nu... Cu greu fac chestia. Nu, nu, mecanismul a fost încurajat de el. Haideți nu știu, nu, din lipsă nu, de cultură, nu, de educație, nu, din nu, ce... Aici greșit, dar, greșit. Dar el... Greșit. Ăsta a fost sistemul. Stați ușor. Vă dau informații. Să-l pregătească pe Nicușor să-i urmeze? Nu, 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 nici voi. Sunt prostii. Sunt prostii. Stați ușor. Vă dau informații. Deci el s-a gândit să rămână încă 25 de ani după ce era 25 de ani președinte. Haideți să vă spun o chestie. Cât ar vrea să mai intre la conducere? Securitatea. Securitatea. De care dumneavoastră vorbiți? Știți că a instalat microfoane în reședință? Nu contează, mă, stați, domnule, detalii care n-au importanță. Dar nu detalii, domnule, că să-i semnificativ. Ce făcea securitatea în statul ăsta? Ceaușescu a controlat securitatea. Și care i-a prins? Domnule, atunci ai desfințat. Aș vrea să vă întreb, cum judecăm istoria? De ce unele personaje istorice sunt, au parte de o judecată foarte drastică? Mă gândesc la Ion Antonescu, de exemplu. Și de ce în cazul lui Nicolae Ceaușescu nu s-a emis niciun fel de judecată de valoare? A fost împușcat și cu asta basta. Părerea mea e mai judecat Ceaușescu decât Antonescu. Nu știu, aș vrea înainte să vă răspund la întrebare. Cum este prezentat într-un astfel de manual de istorie. Am auzit că domnul Oprean este profesor universitar și aș vrea totuși să îmi exprim aici nelămurit. Nu înțeleg ce vrea să dovedească. Totuși, cei care îi descriu epoca sunt totuși specialiștii. Sub toate modelele de științe politice, regimul lui Nicolae Ceaușescu a fost o dictatură. Nu știu ce încercați dumneavoastră să demonstrați, orice am spune noi la această masă, orice ați încercat dumneavoastră să faceți, posteritatea lui Nicolae Ceaușescu aceasta este. Duceți în derizoriu. Eu vorbesc acum despre oameni din Canada și până în Africa de Sud care studiază acest regim. Ce studiază? Cine? Uitați-vă, Larry Watts, a trebuit să vină un străin să vă demonstreze cum a mers România într-o perioadă. Larry Watts vorbește despre politica externă, fără să spună nimic despre ce s-a întâmplat în România. Această polemică dintre cei doi respectabili domni este emblematică pentru cineva care vorbește despre sistem, cum e cazul domnului Muraru, și are dreptate, și cineva care vorbește de un om, cum e cazul domnului Oprean. Domnul Oprean vorbește despre socrul său. Acum, iertați-mă, eu vă spun cu mâna pe inimă, eu cred că Nicu Ceaușescu
și Zoe Ceaușescu sunt victime colaterale. Și a fost răzbunarea noastră după Revoluție. Nicu nu avem date că era pregătit pentru a-l succeda. Asta era o bănuială pe care o aveam. Dar să știți că nu s-a găsit ceva scris de la Nicolae Ceaușescu în sensul că l-ar fi dorit pe el sau pe Elena. Nu știm cine ar fi fost după el. Că s-a încăpățânat să nu plece, e adevărat. Dar nu știm dacă ar fi urmat Nicu Ceaușescu, părerea mea că n-ar fi urmat. Din punctul de vedere... E adevărat, dar care era soluția lui Ceaușescu pentru viitor? Deci soluția era să rămână el. Bine, asta e limba de gând. Poate e mai grav că vrea, nici nu, măcar nu s-a gândit sigur, să-i urmeze Nicu Ceaușescu. Sigur. El să vedea... Pregătirea unui succes. Apropo de sistemul care trăim, domnule, s-au schimbat trei președinți sau cât? Domnule, s-a schimbat simplu, domnule, sau mai... E, simplu, nici la noi n-a fost simplu, da? Cum n-a fost simplu? Domnule, nu e simplu nici acum, da. Nu se compară, adică n-a ajuns la... Da, bine, glumea și noi, da. Deci, el și-a impus o țintă. Și a și spus de nemaipomenit. Asta noi, asta înseamnă. Nu adevărat, e corect. Nu adevărat, e paranoia, dar n-a rezistat. Ținta a fost pe cele mai înalte culme ale comunismului, dar nu ajunsesem. Și atunci cum se cedeze? Din fericire. Era utopie, da, era utopie. Dumneavoastră înțeleg că încercați, vă propuneți rejudecarea procesului. E adevărat? Și dacă da, ce fel de sentință veți cere pentru Nicolae Ceaușescu? Nu e treaba mea să spun sentința, dar trebuie să se judece cu probe. Ce fel de verdict vă doriți pentru Nicolae Ceaușescu? Păi, asta e o întrebare... Condamnare cu suspendare. Da, exact. Dacă nu achitare. Exact cum spunea soacra mea. Dovada. Dacă dovada. Cere... Veniți cu dovada. Dovada sunt cadavrele arse, domnul Opra. E ceva de neiertat pentru un conducător care a avut pretenții. Haideți să vă spun un lucru. Soacra mea nu era în țară. Nu era în țară. A certat-o pe Elena. Nu știu. A certat-o pe Elena. Deci a fost cadavre. Deci a avut... Hitler n-a călcat în Uniunea Sovietică, dumne, și acolo... Hitler n-a călcat în Uniunea Sovietică și acolo au fost măcelăriți oameni. Deci, dumneavoastră, sunteți foarte tânăr și dumneavoastră luați... Așa, ați văzut acum comunism. Ah, ce-o fi comunism? Nu, cred că nici nu știți ce e la comunism. Bă, da, aveam 7 ani. Dar dumneavoastră îl condamnați. Nu, dumneavoastră, vă spun, au trecut 25 de ani. În 25 de ani, abia acum încep să se deceleze niște lucruri. Generațiile tinere care au fost indoctrinate... Domnul Opran, a fost o utopie. Ascultați-mă. A fost o dramă. Sunt 25 de ani. După 50 de ani, a fost comunist sau naționalist? După 70 de ani, după 70 de ani, o să vedeți că o să ajungă ca și Brâncoveanu. Uite, vă pun și o întrebare. Dumneavoastră sunteți un profesor și eu vă stimez pentru, cum să spun, aceeași... Aveți o pregătire universitară. Ceaușescu a fost comunist sau naționalist? Eu cred că a fost mai mult naționalist decât comunist. În primul rând, comunismul era țelul, domne, odată. A fost un român patriot, devotat țării. Inteligent și puțin educat. Și puțin educat. A fost educat foarte bine. Și Radu Filipescu, tot România. Dacă spuneți patriot, ce considerați patriotism? Un om care se pune pe el în fața unei țări și face orice, chiar și rău, chiar și bine, uneori bine. Mai mult? Dar face rău. Ăsta nu-i patriot, domne. Nu, egoism. El a fost un egoist la care prioritatea e el, după Elena Ceaușescu și după țara. Da? Pentru că nu cred că a trimis armata la Timișoara să tragă în oamenii care demonstrau în patriotism. Patriotul ăsta știți ce a spus despre pacturii pentru Molotov. Poate puțin deviat, da. Auziți, dar e o boală deja. Și, 91, dacă noi și vorbim despre istorie... Într-adevăr, istoria uneori poate fi, cum să zic, manipulată sau poți să creezi prin excentricități anumite imagini. Dar realitatea a fost cruntă. În 91, când au fost manifestațiile la Palatul Victoria și când au murit oameni de manifestanți. I-a arestat cineva pe cei din guvern, pe Petre Roman, în afară, l-au dat afară. Dar i-au arestat pentru că au tras în manifestanți? Nu, e vorba de o responsabilitate a unui ordin tras. A fost o lege? Nu, a fost lege? Veniți cu exemple care nu sunt corecte. Legea acum se aplică mult mai corect, nu poate fi perfect. Nu poți să compari nici măcar nu s-a pus problema atunci să se discute. Dar nu s-a pus problema să tragă manifestanți. Când a venit la meeting, a strigat, a spus, nește golani sau ce au zis,
știți, la Timișoara au făcut. Da, pe asta au și făcut. Nu, pentru că au devastat magazinele. Dar luați-vă, luați, domne, sunt filme, sunt înregistrări. Au murit oameni, domnule. Domnule, am văzut oameni care au murit pentru ca dumneavoastră să puteți aici spune tot felul de aberații. Dar nu e adevărat, să spuneți despre oamenii de la Timișoara că au fost golani. Haideți, vă rog frumos. 18-19 au fost demonstranți, au fost muncitorii. Dar cei care au devastat. Domnule, dar am informații. Dar ce filme au ținut acolo? Încurcați termenii. Termenul de golani aparține domnului Iliescu, nu știu dacă Lucia Oșescu. Da, o să ne întoarcem la un om simplu, un coleg care între timp s-a pensionat și care l-a cunoscut pe Nicolae Ceaușescu într-o oarecare intimitate. Să urmărim un alt material. Ce nu? Luminile astea. Lumina îl deranja foarte tare tot timpul. Noi puneam o lumină mai mult flu, el spunea să punem o lumină mai mică, parcă ar fi fost lampă de cu gaz sau ceva de genul ăsta. Eu am fost perioada 74 până la 90, am fost electrician de filmare care însoțeam delegația, adică cei de la familia Ceaușescu și făceam tot felul de reportaje. Ce să vă spun, era o viață stresantă. Tot timpul eram sub influența că tot timpul trebuie să fim acolo sau că ne urmărește cineva, care totuși era sub inconștientul nostru. Am avut unul din colegi, după 6 luni de zile, după ce am mai făcut această meserie, adică să însoțească delegații sau pe Ceaușescu, a murit. Era o muncă stresantă. Sau dacă cumva întârziam sau nu știu ce, până, de exemplu, de la poarta televiziunii până unde aveam noi birourile, tot spuneam, m-a luat dracu, m-a luat dracu, m-a luat dracu, adică eram sub stres. Odată a avut un clinci cu unul dintre operatorii de la Sahia, care i-a venit ea și i-a zis, zice, să nu mai mă filmez până la genunchi, să mă filmez întreg. Și el a zis, zice, păi un plan american. Zice, nu, plan românesc nu ai? A mai fost o chestie tot așa foarte frumoasă, s-a întâlnit cu Jivkov la Scornicești. Întâlnindu-se acolo, la asta de la Scornicești, la masa respectivă, Jivkov i-a zis, zice, era aproape de Paște, ce ar trebui să băgăm și noi sărbătorile astea religioase. Și el a rămas și a dat din cap, posibil sau neposibil. Nu, n-a dat niciun răspuns. Da, și revenim la un plan românesc cu domnul Muraru. Sunteți autorul, coautorul unui manual de istoria comunismului din 2008. Se predă, înțeleg, pentru clasele a 9-a și a 10-a. Cum a fost primit de copii? A fost primit foarte bine. În momentul acesta avem o evidență din partea Ministerului Educației. Acest manual se predă în peste 500 de școli, la clasa 11-a sau a 12-a. Este un manual modern care oferă, inclusiv cu sprijinul televiziunii române, imagini cu privire la anii 80. Este un manual care noi l-am intitulat o istoria comunismului, nu este un manual tezist, el oferă spre dezbatere această epocă istorică, fără a încerca să îi determinăm pe elevi să gândească într-un fel sau din punctul noastră de vedere ca istoric și ca autor de manual, Nicolae Ceaușescu ar trebui să aibă parte de o judecată de valoare, judecată morală atunci când este predat copiilor? Nu, cred că noi ca profesioniști trebuie să oferim elevilor surse istorice din care pe care ei să le interpreteze și să își formeze o imagine cât mai echilibrată asupra perioadei. Însă, auzindu-l aici pe domnul Opran, cred că sunt foarte hotărât ca institutul pe care îl conduc să promoveze acea lege începând din octombrie cu sancționarea persoanelor care promovează cultul acelor indivizi care au susținut represiunea anticomunistă. Da, domnule Filipescu, o să încerc să vă dau ultimul cuvânt, pentru că sunteți până la urmă unul care chiar a stat în pușcărie, pentru ca noi astăzi să avem această discuție. Spuneți-mi dacă credeți că efortul dumneavoastră și detenția și toate privațiunile au fost inutile, judecând chiar după aceste sondaje. Nu, niciun caz. Întotdeauna se poate mai rău, se poate mai bine și cred că ce trebuie să învățăm noi este că acest sistem comunismul,
a fost un eșec. A fost o experiență interesantă și au fost oameni care au crezut în comunism. Ceaușescu a fost printre ultimii, deja cei mai mulți se lămuriseră, până 60-70, Ceaușescu nici până 80, care ați recunoscut că a fost o perioadă nefastă după anii 80, nu și-a dat seama de lucru. Și este foarte grav. Chiar dacă pe toată perioada putem să-i găsim și părți pozitive lui Ceaușescu, per total a fost un eșec și sfârșitul a fost cu atât mai grav și mai rău. Da, eu vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această ediție specială. Vă invit să rămâneți pe TVR1. Mulțumesc echipei care a pregătit această ediție specială, Oana Cucuruzanu, Olivia Șerban-Iancu. Rămâneți pe TVR1. Cu bine!